Și pentru că această seară este, așa cum spunea Mădălina, despre dragoste, speranță și recunoștință, vă vom spune povestea a două tinere din Moinești, două vieți care ne-au impresionat, două povești diferite, două motive pentru care Crăciunul va fi altfel anul acesta. Prima poveste este despre Fabiana Tărâță, o fată frumoasă pentru care luna decembrie chiar reprezintă o lună a speranței. Speranță pentru însănătoșire și pentru o viață normală pe care încercăm să o insuflăm Fabianei, o fetiță de 12 ani din Moinești, care va fi operată de miofibrotonie la Chișinău. Intervenția costă 1.800 de euro, la care se adaugă cheltuieli aferente transportului, cazării, însoțitorului, medicamente. Pe 3 decembrie, Fabiana a fost la Galați și programată pentru operație în luna mai 2017. Familia sa a dat dovadă de implicare în rezolvarea situației Fabianei, desigur, și a făcut eforturi de a răspunde nevoilor ei medicale, dar intervenția la care urmează a fi supusă presupune costuri mult prea mari. Așadar, ajutorul pe care dumneavoastră l-ați acordat este neprețuit, influențând parcursul pe care Fabiana l-are de trecut, un ajutor pentru care noi vă mulțumim. Din cauza stării precare de sănătate, Fabiana nu a putut veni aici, dar o invit pe scenă pe mama Fabianei, doamna Lăcrămioara Tărâță, pentru a primi un voucher în valoare de 9.000 de lei, bani necesar intervenției chirurgicale. Doamna Lăcrămioara. Dumneavoastră putere, să puteți trece peste toate. Știm că ați făcut tot posibilul. Mulțumim frumos tuturor participanților care au venit cu suflet în această seară să fie alături de noi, să dea o speranță în sâmbet Fabianei. Vă mulțumim din suflet și vă dorim multă sănătate, bucurie și sărbători fericite.